Sanjiro. Hai să vedem de campionă. Hai, dă-te jos, dă-i jos. Hai. Păi e sâmbătă azi, campionă. Hai, dă-i jos. Să nu-mi pun bine, hai. Nu-ți mai. Ce? Nu-ți mai. Hai jos. Hai să vezi ce ți-am luat. Murători, el mănâncă vara murători. Păi da, cu bere, meze și cu iaurt. Hai. Hai să vezi. Prieteni, cred că râdeți de mine, dar eu vreau să mănânc azi. Să vă arăt ce. Hai aici. Hai acilea. Vino, mamă, ajută-mă. Fii atent. Să stai cu murăturile, mamă. Uite ce am luat. Fii atent ce vreau să mănânc azi. Doamne! Murături. Doamne! Alea cumpărate, au de toate aici. Sper să fie bune. Cu brânză nesărată. Varză călită. Ne și faci cu varză, dar. Și șapte feluri. Ne faci și fasole uscată. Cu ciolanul de aici. Unde e ciolanul? Ah, e aici, ia să vedem. Ia deschide. Ia, filmezi tu ea? Da, cum să nu, știi că mor de vreau. Ce trebuie să faci. Da. Scoate mamă de acolo. Ia. Trebuie să veni mamă de la mine. Aia să bem ciuta astăzi. Ciolanul ăsta, cumpărat, nu mai băgăm de la noi, de la porcul nostru. Ciolan cu fasole verde, uite ce ne face, așa, uite. Asta o dată, așa mâncăm noi astăzi. Asta o dată, o ciorbă de fasole. La 12 noapte. Aici afumătură, o ciorbă mâine, duminică. A, nu astăzi, astăzi. Nu, mâine. Aici niște de-astea, ia să mănânc un filmul. Asta, dă-te mai în spate, ca să se vadă. Murăturile cu brânză nesărată, vază călită, da? Da. În pate, vreau să mănânc alt. Și îmi puțin ciorbă de burtă. Vreau să mănânc ciorbă de burtă. Dar știu unde mâncam în din ăștia, numai în America mâncam. Îți fac macaroni. Să-i bagi aici cu afumătura, nu? Da. Ce mai e? Macaroni, macaroni. Uite macaroni de aici. Și... lapte, mamă. Un napolat de ăsta, lapte bătut, dar ăla bio. Cu bere. Da. Merge. Și cu fasole. Și cu fasole. Și cu murături. Și cu murături. Păi tocmai de asta. Ma. Cred că nu mai găsim de ce-o. Da. Da. E bine? Intră câmpiana la regim. Da. Cu fasole și cu afumătură. Toată săptămâna numai așa te ține. Da. Fasole, iaurturi de astea, da. Cu murături, cu alea. Ia să vedem, dar chiar sunt bune. Asta e o furcă. După ce oprim camera, vorbim noi amândoi cu murăturile ăștia. Păi trebuia. Stai, mamă, jos. Stai jos, mamă. Să mâncăm murături. Hai să vedem. Da. Stai din toate câte un pic de mâncă. Noi, mamă, ăștia sunt... A lui nu mănâncă din beci, mănâncă cumpărat. Mănâncă bine. Amețești prietenii. Asta e dacă amețesc. Stai să vedem. Dacă sunt buni. Varză. O, de asta. Auzi, cum să nu le cumpăr dacă le-am văzut așa în borcan, nu mai puteam. Am înghițit 10 noduri. Mai avem noi murături, dar le-am văzut că arată bine. Știi ce zic? Ce mai e pe aici? Jos, nu, asta se văd prima dată varza. Stai, mamă, jos. Mamă. Țeapă mare. Oțet. Și un angol. Zice mama prietin că e oțet gol. Oțet.
Cine are dreptate? Matale. A, cine are dreptate? Du-te la tăi din beci și mănâncă. Ți-a plăcut cum arată, vezi? E... Mare ceapă. Nu. Și ce le faci? Stai, mamă, arăt eu. Vărsăm asta. Da. Golim. Da, ce sunt prostă. Ce, păi ce ai cumpărat tu să fac eu? Mănâncă-le așa și le-ai cumpărat. Păi le fac eu acum. Mănâncă-le, nană, n-am ce să-ți fac. Vărsta asta le spăl de 3 ori și le las tot aici cu apă. Și gata. Și gata, murături îți trebuie. Mănâncă cu murături. Uite, am mâncat. Ciorbă de bucă, ți-o încălzesc? Cu bere și cu iaurt. Păi da, păi n-ai smântână la ea. Lapte bătut, cu mânca. Bunicul tău. Bunicii mei, străbunicii mei. Mânca numai lapte bătut. Ia. Păi așa zicea la neamul ăsta, că îi place numai ouă și lapte. Păi da. La neamul ăsta, lui melonul. Așa e numai de lapte da. Și ouă, ne plac, într-adevăr. Da. Brânza e bună. Da. Și mai altceva, le lasă gura apă când vede. Și beau bere. Da. Beau un peroni. Bine, bine. Apoi ce se fac? Bine. Începem să vină Mădălina și începeți cu pregătirile. Da, da. V-am dat de lucru azi. Da, îți dai seama, eu stau numai să la oală stau. Îți dai seama. Apoi ce vrei? Tu, numai la oală toată viața mea am stat. N-am zis să vă duc în Dubai. Mă duci în Dubai, mă duci. Mă duce el. Eu nu înțeleg. Mai bine ca în Dubai unde atunci? Te duc în America. Nu mai Dubai niciunde. Hai bine. Bine, prieteni. Revenim mai târziu. Am revenit, prieteni. Da, am revenit de la reluarea, de la vlogul de... De ce? Suntem aici cu bunica, prieteni. A făcut un vlog pentru mine, că eu n-am avut timp. Am filmat eu. Iar o să spună Fanny, iar bubu pe canalul tău. Păi ăștia sunt din familie unul ăsta. Uite, vă arăt pe mama. Uitați-o pe bunica. Ai, filmează tu pe bunica pe canalul tău. Da, gata. Dar da, pe bunica de acum o duce acasă. O filmez pe bunica. O duce acasă. Cu mașina. Are și pe mama cine s-o ducă acasă, cine s-o aducă. Hai, bubu, să-ți fac și ție canal de YouTube. Nu am telefon. Mama, dar vezi că te plimbă și asta ca lumina. Da. Ai grijă. Nu, încă o duc pe bunica acasă, frumos. Eu am plecat, mă duc și eu la mama mea, stai și tu cu mama ta. Salutare. Iar pe tu toată ziua te duci la mămica. Apoi ce să fac? Toată ziua te duci la mămica. Dacă n-am servici, găsește-o muncă și pentru mine. Păi ți-am găsit. Ce? Servici. Adică? La babi. Cum la babi? Păi n-aș vorba așa că plecăm la babi și eu la mor. Hai bine. Spune la prieteni să-ți găsească un moș. Prieteni, dau anunț. Anunț, important. Anunț, important. Așa să cine găsește, dar nu la babe, că mi-e să nu așa să pui Mădăina și titlul. Mădăina, zi, Câmpena. Eu vreau să mă duc. Ce să pun? Câmpena vrea? Câmpena caută un moș. Bogat sau sărac? Sare cașcaval. Nici sărac. Trebuie la muncă, vrea la muncă mai întâi. Ce am pe tine sărac? Și mai ești pe mine. Ce duci și mă duc și eu, bine, unde ai zis? Tu ai vrei bogată sau sărac? Hai să am de muncă, să muncesc, nu de bani. A, păi gratis, prieteni, merge pe gratis. Dar așa bun. Să aibă cașcaval, moșul, salarul bun. Da. Păi ce vrei să dea ție? Păi face până mâncare, îi face... Până pe picioare, pe cap. Cum? Îți dă un salariu. Păi un salariu, cât vreau, 10. Pe un salariu de 2000 de euro. Oh, nici mai așa. Mult. Prea mult. Prea mult. E mult, 1500. Prea mult. Cine sunt eu? Câmpiana din strea aia. Pătă-te salariul dincolo, 1500. Abar n-am. Serios? 1500, dar cât de avea? 200 de euro. Păi ești cam ieftină. Banul și but, și puținul, și mai bun. Și ăla puținul, toată lumea pleacă de jos, nu pleacă de sus. Să vezi mesajul acum, ești cam ieftină. Te vinzi ieftină, pe nimica, pe 2 lei. A, păi sunt bun și aia, dacă n-are omul, ce vreți să fac? Mai glumim, prieteni. Nu știu, asta cu munca. Hai, du-te, tu deșteptii. Dar vezi că nu mai pleacă, dacă ai zis de moș. Păi nu, că vezi.
veni înapoi, să duce. Să duce toată ziua. Câmpiana, zi. Du-te, prezintă, știu, ciorba, care ți-am dat atâția bani pe legumele, fructele de porc. Păi ai prezentat-o tu pe canalul tău și dă-nu-s toată lumea să vadă o ciorbă. Da, și ce dacă? Astea eu suntem... Asta astea... filmăm, asta facem. Alea sunt la noi fructele de porc. Ai da. Văzut toate șaratele. Păi, am... Prieteni, o să merg să vă arăt și ciorba de fructe da, de porc. Dar sunt puține dezordine acolo. Auzi, băgați berea aia sărăcească că o beau de seară la provocare. La face să am pus-o cimitir. De atunci. Dacă mă prins că mă iei, hai câmpiană în cimitir să vezi ce fac eu. Păi nu și acolo mă ia. Deci dacă faceți provocarea aia și mergeți noaptea în cimitir, în oraș dormiți, acasă nu mai veniți. Ce zici, David? Ce e? Unde să vin? Hai că vin acum, pe GTA, pe furiș. Deci, prieteni, stăm și noi așa frumos că e soare puțin, e cald afară, nu mai e frig, vine vara și plecăm să facem vine bani. Vine vara, bine îmi pare, în grădina am o floare. Care floare? A? Care? Știi, aia din poezia de la, din clasa 1, eu o țin o, minte, o țin și dacă țeluși cu părul cretă, știi? Nu. Ia zi-l pe țigăniște. Nu știu, tu știi? Știu, cum să nu știu? Zi tu. Păi zi tu dacă știi, tu ești, ai zis că ai fost din la școală, că ai învățat, că ai făcut. Nu mai zic nimic. Păi eu am fost, vezi că eu am fost mai șmicără ca tine. Ia, babă, tu ai fost la școală bună. Aha, am fost. Ai fost. Câte clase ai? Două clase. Două clase? Da. Mă. Cum două? Ai făcut și la facultate, n-ai făcut. Da, bustăr eu. Patru? Cum? Are total patru. Da. Patru. Vin, vin! Prieteni, noi avem mai mult de 4 țigăni, cine 4, 5... Are 12 clase, ai terminat. Nu, de ce să, de ce vin fanii? 5 clase am atât, de ce să vin? Că am mai mult. 5 clase? Păi nu! Câte? 5. 5? Are 5. Hai bine, 4. Hai 3 și gata. Hai 3, bine. Nu, 4. Hai bine să nu zic una. Două toată ziua. Și una. Baia și colăriță mare. Și la mamă, am făcut și la facultate, am făcut, cam vine și... Știe, știe, citește acum la televizor, vin. Citește tot. Hai, pa! Hai, pa, pa, prieteni, mă duc să vă arăt ciorba. Uite de mine că de ce nu i-au permis. Se duce până la maică sa. Vine înapoi, du-te la joc. Nu. Nu că vine înapoi. Dar nu stă mult. Palierul meu, palierul meu, băi, dar am pătit sardea mea. Lasă că mergi cu mine. Mergi cu mine să ducem pe bunica. Te duci? Nu, lasă să vină, că iar plânge. Mergem să ducem pe bunica acasă, o plimbăm cu mașină. O plimbă Mădălina. Mergi bunica cu mine. Aha. Păi nu ți-e frică? Păi nu ți-e frică? Păi de ce da. Să-i fie frică? Nu și tu pe aici, pe din păi afară. Bunica Futur a zis că e frică să urce cu mine. Futurica că e frică să urcă cu Mădălina. Telefonul tău e pe pat. Păi a făcut mamă și ea mește ori, a făcut acolo și ea... Hai, lasă poate... telefonul, hai! Numai că uiți pe undeva. Hai, du-te! Hai, prieteni, nu te aduci cu telefonul. Revin, că mă duc să iau telefon. Hai să vă arăt ciorba. Am dezastru aici, prieteni, vedeți? Dar o să fac curaj și o să vă arăt. Uitați ciorba. Ciorba de coastă afumată. Vedeți? Hai să vă arăt și ce am pe aici, că nu mă feresc. De ce? Am gătit, am făcut. Uitați, prieteni, hai că mă duc să... Mă duc cu voi să iau lenjeria, să o pun pe pat. Mă duc cu prietenii să le arăt ce am făcut azi. Am făcut curat, am spălat tot. Ia, e deschis magazinul, dar cine vinde? Cred că a rămas a bătrână să vândă. Prieteni, azi am făcut curat în casă, am schimbat așternuturile. Să vedem dacă s-a uscat. Da, sunt uscate. Ia să vedem. Și asta s-a uscat, husa de pe pat. Să vedem, să vedem. Da, e uscată. Și păturica.
și pădurica e uscată. Haideți că o luăm. O luăm și mergem să o punem pe pat. Așa. Am băgat și la mașina de spălat o grămadă de haine. Acum că vine vara, am făcut curat în șifonier. Am luat hainele ce nu le mai purtăm, că sunt groase. Le-am pus în șifonierul de la etaj. Am făcut ordine prin casă. Gata, mă prim cu prietenii să nu mai zică că îl filmez doar pe Bubu. Nu pe canalul meu. Vedeți, prieteni, aici am făcut curat. Frumușel, frumușel. Scuzați-mă că vă amețesc puțin. Ia uitați. Aici am făcut curat și am pus așternutul acela provizoriu până se usucă husa asta de pat. Acum schimbăm. Uitați-mă și pe mine. Vedeți, prieteni, eu sunt pe canalul meu. Am băgat și la mașina de spălat, aștept să termine. Și cam asta fac eu astăzi. Pun astea pe pat și revenim. Gata, prieteni, am schimbat patul. Am pus husa asta. Într-adevăr, sunt foarte frumoase husele astea și foarte, foarte bune. Adică le pui pe pat, nu se mai trage de pe pat. Nu mai se ridică de pe saltea, stă acolo fixată și nu se mai mișcă. Așa, prieteni, cred că mergem să ducem pe bunica acasă cu mașina. V-am plictisit, așa știu eu. Ia uitați-o, bunica așteaptă să ducem acasă. Stați așa, prieteni, că v-am amețit. Prieteni, ăsta a fost vlogul. Închei vlogul aici, o duc pe bunica acasă și ne revedem mâine cu un alt vlog. Zile bunică la prieteni, ceva. Noapte bună! Noapte bună! Prieteni!